lipsa mecanismelor legale pentru prevenție, detecție și reacție stimulează creșterea atacurilor la adresarea. Atât timp cât noi nu acționăm în acest sens, în mod cert, creșterea asta a atacurilor va fi stimulată. După cum bine știți, atacurile sunt laterale. Din păcate, noi suntem un furnizor important de atacuri la nivel global și datorită acestui lucru. În lipsa unei legi, și după cum bine știți, este în dezbatere publică și în lucru, sperăm în câteva zile să venim cu, să trimitem în circuitul de aprobare guvernamentală o legea securității cibernetice, fără acest mijloc, din păcate, suntem, să spun așa, într-o situație destul de slabă.